Pregătire lungă pentru prima quadruplă. Salvo. Triplă tulup, combinație reușită. A doua quadruplă, triplu axel mai întâi. Quadruplă. A păstrat-o pentru partea a doua, a primit bonificația de 10%, 9,50 este valoarea de bază a săriturii quadruplă tulup, deci 10,45 plus valoarea săriturii din partea arbitrilor cu verde. Aimos mai bun pentru că n-a pus mâna jos la acea roată la finalul programului. Se va apropia la tehnic de cei doi ruși. Peste 4 puncte și la această piruetă, să vedem dacă ajunge la 56 da, sau nu. Da, siguranță, asta mi-a inspirat mie Kvitelashvili văzându-l. E adevărat că limbajul corpului nu a fost la fel de emoționant precum a fost la Vasilievs, dar mi-a inspirat multă siguranță și cred că acest georgian exact poate fi unul dintre favoriți la medalie aici la campionatul european de la Tallinn. Foarte mult a progresat sportivul de 26 de ani și alegerea fondului muzical adecvată tipului lui de patinator. Așa este, elementele, că da, e greu pentru el, e înalt, are 1,82 m. Amorf, fața lui nu transmite la fel de multă emoție, la fel de multă trăire pe gheață, dar au reușit Gleickengaus, cel care este, a reușit coregraful să-i găsească, iată, elementele care să pună în valoare ceea ce știe cel mai bine să facă. Da. Tehnic fără probleme, a executat tot ce a fost în planul acestui program. Kvitelashvili vine dintr-o familie de sportivi. Tatăl său a concurat în competiții de ciclism. Mama a fost patinatoare. Au emigrat din Georgia în Rusia. Trăiesc la Moscova, acolo se antrenează. Acolo lucrează și cu celebra Eteri Tudveriți alături de Serghei Dudakov. Asta a fost șansa lui, că ea fiind exact, tot de origine georgiană, să-l preia în echipa exact sa. Cum o fi să te antrenezi cu Valieva, Trusova, Șcerbakova în același timp, să le vezi pe cele mici cum sar? Da, e greu pentru un băiat acolo. Dar uite, ele sunt mai bune, da, din punct de vedere tehnic, sunt mai bune. Unele dintre ele.
Și interesant că astăzi Tudberiță n-a apărut la Mantinele Vest, da, l-a lăsat pe Dudakov. Da. La băieți nu prea apare. O vom vedea mâine la fete. Mâine la fete, da. Lângă Valieva, sigur. În acest moment, pe celălalt patinoar, sunt antrenamentele fetelor exact. Oficiale și atunci ea este cu siguranță acolo. Dincolo. Da. Cruza e lo uso ta Morrissey qui te la Schilling tennis lui Nicola 22 76 e al treilea. Iată la artistic, ea a mai scăzut la tehnic un pic din cele 55 de puncte, 4 exact. Puncte. Ceva nu a fost în regulă la aterizări. E după cei doi ruși. 7 puncte diferență. Crezi că pot fi recuperate la programul liber? Nu cred, pentru că rușii vor primi puțin mai mult la componente. Atât cum a fost aici cazul, cât și la programul liber, unde se dublează, se mulțește cu doi parte artistică. Deci va fi și mai mare diferența. Să-l vedem pe Andrei Mozalev, al treilea rus din program.